Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din Pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră și vom continua drumul chivotului. Am ajuns destul de departe. Deja știm cam unde ar fi, așteptăm momentul ca să fie găsit, dar până atunci încă ne preocupăm de aspectele financiare, aspectele materiale și mai ales aspectele politice pentru reconstrucția celui de-al treilea templu. Așa că astăzi ne vom ocupa de reconstrucția celui de-al treilea templu. Pentru că evreii spun următoarele lucruri. Chivotul, atunci când va fi găsit, nu poate fi pus nici într-un muzeu, nu poate fi pus nici într-un palat, ci el trebuie să stea doar în templu. Templul este locul care a fost rânduit pentru chivot și templul trebuie să fie reconstruit atunci când ne vom găsi chivotul. Așa că căutările pentru găsirea chivotului merg mână în mână cu pregătirile pentru reconstrucția celui de-al treilea templu. De ce țin evreii atât de mult pentru reconstrucția celui de-al treilea templu? Răspunsul este simplu. Și el vine doar din partea evreilor religioși, cei care sunt profund legați de ritualul lor de închinare. Ei spun așa: societatea ebraică nu poate să aibă stabilitate, nu poate să aibă pace, nu poate să aibă un viitor dacă nu are templu, pentru că ea a fost organizată în jurul sanctuarului, a existat atât timp cât a existat sanctuarul și va avea viitor, va avea stabilitate dacă va avea un sanctuar. Lucrul acesta este valabil din toate aspectele de vedere. În primul rând, este valabil din punctul de vedere al iertării păcatelor. Foarte interesant cum înțeleg evreii astăzi iertarea păcatelor. I-am întrebat, bine, și cum vă iertați păcate dacă nu aveți templu, dacă nu puteți aduce jerfe. Și atunci a apelat la un paragraf al Vechiului Testament care spune că Dumnezeu va arunca păcatele lor în fundul mare. Și atunci ei spun foarte simplu, ne uităm spre mare și chiar dacă nu vedem marea, ne uităm în direcția unde este marea și ne mărturisim păcatele și spunem, Doamne, aruncă-le Tu în fundul mare. Și în felul acesta am scăpat de păcate. Ce rezolvare simplă, dar nu este autentică. De aceea, templul și reînființarea sistemului jertfelor le-ar aduce liniștea de plină că vor putea rezolva problema păcatelor. Al doilea element este acela de siguranță și mândrie națională. Templul este emblema lor. Motiv pentru care își doresc atât de mult și insistă atât de mult pentru reconstrucția Templului. Problema nu s-a pus atât timp cât evrei nu au avut un stat. După ce statul a fost uh, reînființat, 1948, și după ce prin războaiele care le-au avut cu popoarele arabe din jur, au reușit să elibereze Ierusalimul, acum s-a pus problema, sau de acum înainte, s-a pus problema căutării chivotului și a reconstrucției templului. Problema însă este mult mai profundă. Ea nu ține doar de planuri, de materiale, de aranjamente politice, de bunăvoința de a face această lucrare, ci ține foarte mult și de Dumnezeu. Pentru că când Moise a construit templu, acest lucru l-a făcut sub porunca lui Dumnezeu care a spus să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Acolo la templu era prezența lui Dumnezeu prin ceea ce evrei numeau șechina. Iar ei spun că șechina nu a părăsit Ierusalimul. Chiar dacă nu mai au templu, prezența lui Dumnezeu este. Însă, ea va trebui să strălucească din nou atunci când vor avea templu și atunci când chivotul va, pu va fi pus în Sfânta Sfintelor și dintre cei doi heruvii Va apare din nou slava șechinei. Aceasta este convingerea lor. Însă, pentru ca lucrul acesta să fie posibil, au nevoie de o poruncă regală. Prima a fost porunca lui Dumnezeu dată lui Moise, apoi a fost David și Solomon, conduși de Dumnezeu. David a primit tot planul Templului de la Dumnezeu și a avut toată asigurarea lui Dumnezeu că el pregătește, iar Solomon va fi cel care va reconstrui templul. Deci iată, doi regi al lui Israel, sub comanda lui Dumnezeu, au reconstruit templul. Al doilea templu a fost reconstruit sub comanda lui Cir, un împărat persan. Însă, împăratul acesta persan a fost rânduit de Dumnezeu și a fost numit Mesia, adică Eliberatorul, cel care va readuce din nou poporul la situația lui privilegiată. Și acest Mesia păgân cir, sub conducerea directă a lui Dumnezeu, fiind profetizat de Dumnezeu cu 200 de ani înainte, a dat o poruncă și la porunca lui a fost reconstruit al doilea templu. Așa că al treilea templu are nevoie de același lucru. Porunca unui împărat, împărat pământesc, supervizat, dirijat și luminat de Dumnezeu care îi va spune ce să facă. Și atunci, în iudaismul de după distrugerea Templului, a apărut un mare rabin rabinul Maimonide din mijlocul Evului Mediu. Acest rabin Maimonide va fi primul care va spune reconstrucția celui de-al treilea templu va fi apanajul lui Mesia. Când va veni Mesia, el ne va ajuta să reconstruim cel de-al treilea templu. Așa că, începând cu Maimonide, din jurul anului 1200, după Hristos, evreii așteaptă, așteaptă pe Mesia, și Mesia să le reconstruiască cel de-al treilea Templu. Așa că intrăm acum într-un capitol foarte vast și un capitol foarte discutat, cel al lui Mesia. De fapt, problema lui Mesia este marea problemă a poporului Israel. Vechiul Testament. A vorbit atât de mult despre Mesia, ne-a oferit atât de multe date despre El din toate punctele de vedere, așa încât atunci când va veni să poată fi recunoscut. Profeții ne-au fixat locul și ne-au fixat timpul ca să avem cele două coordonate de bază pe axă și să putem identifica cu precizie când va veni Mesia. Dar, din nefericire, ei nu l-au înțeles. La ei săi a venit, spunea Ioan, și ai săi nu l-au primit. Marea tragedie a poporului Israel este că nu l-au recunoscut pe Mesia la prima lui venire, nu l-au acceptat, ci din contră l-au răstinit pe cruce. Și totuși ei așteaptă încă să vină Mesia. Foarte interesant, un uh, evreu uh, foarte renumit dintre evreii din generația noastră a murit de curând. Un laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Eli Viser, evreu original din România, spunea așa: Când va veni Mesia, am să-l întreb: Acum vii prima dată? Sau a doua oară? Foarte interesant. Atitudinea acestui evreu arată, în primul rând, o îndoială. Nu este sigur, pe varianta lor, că Isus nu a fost Mesia. Are totuși îndoieli și dacă totuși a fost Mesia. Și dacă El a venit prima dată. Deci aceasta este prima problemă. Ei nu au certitudine. A doua problemă este însă fără nicio importanță. Dacă la a doua lui venire îl întreb dacă vii prima dată, nu mai ai absolut nicio șansă. O să înțelegi și o să înțeleagă că, de fapt, Mesia vine a doua oară. Și vine nu ca să poarte păcatele, ci vine ca să aducă dreptatea veșnică. Și vine ca să întemeieze împărăția mesianică cea veșnică. Și nu va mai avea nevoie de Templu, pentru că problema păcatelor va fi complet rezolvată și pentru că Isus însuși este Templu. El este centrul închinării mântuiților. Așa că a lăsat această problemă. Nerezolvată, ca să o înțelegi când va veni Isus a doua oară, este prea târziu. Cu atâta claritate spunea profetul, astăzi și nu mâine. Astăzi trebuie să rezolvi problema lui Mesia. Mesianismul de astăzi a evoluat foarte mult sau mai bine zis s-a dezvoltat atât de mult încât a devenit în prezent o politică de stat pentru Israel. El a început de la o grupare mică de evrei ultra -religioși, care erau foarte puțini la întemerea statului, a dezvoltat, s-a dezvoltat, mereu și mereu apar reclame cu Mesia, au avut un personaj pe care l-au socotit Mesia și au așteptat chiar și după moartea lui ca să iasă din mormânt, dar nu a fost și totuși continuă să vorbească despre Mesia. Există un gen de profeți, de fapt sunt cei care numiți sunt incluși în sindromul Ierusalimului. Eu am văzut astfel de oameni pe străzile Ierusalimului care mergeau și spuneau, vine Mesia, vine Mesia, vine Mesia. Oamenii nu îi luau în serios și mai intrau, dar când vine? Și el repeta, vine, vine. Acest element al sindromului Mesia, fără nicio bază, fără niciun argument biblic, fără nicio logică, i-a împins pe evrei în ceea ce se numește misticismul religios. Ei, care în general erau un popor rațional și cu o religie rațională. Acest misticism care a plecat de la grupările ultra-religioase s-a infiltrat în prezent în politică pentru că conducătorii de astăzi, puși în fața unor situații extrem de grele din punct de vedere politic al relațiilor pe care ei le au cu musulmanii din jurul lor și din interiorul lor, privesc venirea lui Mesia ca soluția finală. Și cred că venirea lui Mesia le va da uh, rezultatul dorit și își vor putea reface întregul stat, așa cum a fost pe vremea lui David și își vor putea reconstrui chiar și templu. Ideea aceasta care a pătruns în curentul politic este extrem de periculoasă pentru că ea nu are nicio bază biblică și pentru că nu va fi o soluție, ci va fi o desamăgire. Așa cum evreii pe timpul Domnului Hristos priveau la un Mesia erou național, Ghibor puternic care să-i elibereze de romani, așa privește și acum la Mesia care va să vină, un ghibor puternic, un erou național care să îi elibereze și să-i scape de presiunea musulmană care se găsește pe teritoriul țării de astăzi. Iată cum ajungem acum în fața proiectului. Pe care îl au de a-și reconstrui Templul, acum când gândul Mesia, speranța Mesia este puternică, când grupările religioase s-au înmulțit, când ascendența lor în Gneset a ajuns până acolo încât să aibă majoritatea, și când chiar au declarat directorul Institutului uh, Templului a declarat, avem toată speranța că acum vom putea primi aprobările, să reluăm căutarea Chivotului sub muntele templului și să ne reconstruim templul pe locul unde el a fost pe muntele templului. Ei speră că ascendența politică a curentului mesianic, orientarea spre mesianism a unora dintre politicieni însemnează practic apropierea de visul lor mult dorit, acela de a-și reconstrui templul. Și iată-ne, suntem într-o situație ca aceasta. Fără ca să intrăm în aspectele actuale, vom căuta să mergem mai departe. Următorul pas este Institutul Templului despre care am vorbit, care a pregătit toate, toate elementele care trebuie spuse în templu, în afară de chivot, pe care așteaptă să îl găsească. Au pregătit pietrele, am văzut fotografii cu acestea depozitate în anumite locuri, gata ca să fie luate și puse la locul lor. Deci, din punct de vedere material, din punct de vedere al lucrurilor și al planurilor, ei stau bine. Sunt pregătiți și au tot ce le trebuie. Dar reconstrucția templului mai însemnează ceva. Aici este partea deosebit de importantă pe care ei așteaptă să o rezolve. Însemnează formarea Sanhedrinului. Acel, ad, acea adunare a poporului, formată din 70 de bărbați plus președintele, care conduce problemele religioase, este, de fapt, Comitetul Templului și, în același timp, și Cnesetul uh, sau Parlamentul poporului. Uh, în vederea uh, formării acestui Sanhedrin, Evrei religioși au selectat bărbații și ei pretind, pretind că aceștia sunt deja pe liste, sunt deja aleși și urmează doar să se convoace atunci când va veni timpul potrivit. Iată, încă un pas foarte important pe care l-au făcut. De asemenea, ei pretind că ar fi adus prima jertfă acum un an sau doi. Au apărut anumite fotografii cu câțiva evrei religioși care ar fi făcut un sacrificiu. Nu avem foarte multă certitudine decât informațiile care ne sunt oferite de uh, gruparea aceasta ultra-religioasă. Și rămâne însă, uh, mai departe, problema foarte, foarte importantă și miezul problemei rămâne chivotul. Dar, după cum lucrările au fost blocate în anul 1980-81, când ei au pătruns cam jumătate din drum pe sub Muntele Templului până în dreptul unde se găsea Sfânta Sfintelor, loc unde cred că acolo de dedesubt ar fi, de fapt, Chivotul, dar au fost opriți și așteaptă ca să poată. Să reînceapă aceste lucrări, așteaptă ca un guvern mult mai favorabil curentului mistic religios să le dea această aprobare și să poată intra din nou la căutare. Dar, în momentul în care ei vor găsi chivotul, preoții care sunt pregătiți pentru această lucrare și ei au acești preoți, sunt tineri cohen care au fost educați și învățați cum să lucreze ca să poată face cercetarea, ei nu e suficient să fie preoți. Ei trebuie să aibă mâinile curate ritual ca să poată pune mâna pe chivot. Deci atunci când chivotul va fi găsit, ei vor trebui să-și facă spălarea rituală și doar apoi să atingă chivotul. Observați? Toate încercările de a căuta chivotul, făcute de diversi bărbați, în general creștini, toți au spus că au văzut ceva, au fotografiat ceva, au ajuns foarte aproape de ceva, dar nici unul dintre ei nu a atins chivotul sau nu a putut să ne dea o, o dată exactă, niște măsurători, niște fotografii exacte despre el. De ce? Pentru că toți s-a oferit de un lucru. Acel element că chivotul este obiectul nevăzut. Nu l-a văzut nimeni decât preoții. Și nu poate fi văzut de nimeni decât de preoți. Nu poate fi atins decât de preoți. Și atunci oamenii aceștia știau ceva. Că dacă ei vor merge dincolo de, vor încălca niște reguli și atunci ar fi putut spune, vedeți, s-a întâmplat ce s-a întâmplat pentru că chivotul are aceste acțiuni. Și atunci, preoții care lucrează au nevoie de cenușa vacii roșii ca să poată face spălarea rituală înainte de a atinge chivotul. Această cenușă a vacii roșii poate fi găsită în vreo urnă undeva, lucru care au sperat, dar nu l-au găsit, sau poate fi găsit o vacă, o vacă perfect roșie, care să fie sacrificată și cenușa să fie folosită pentru spălarea rituală. De ani de zile caută această vacă. Cu câțiva ani în urmă, au găsit o vacă, cam la un an de zile, care era perfect roșie, dar vaca trebuie să atingă vârsta. Maturității de 3 ani. Și după un an de zile, au început să-i apară alte fire albe și n-a mai fost bună. De curând am citit o informație că evreii au cumpărat patru vaci roșii tinere de la, din Statele Unite și le-au adus în Israel, le păstrează cu grijă și le urmăresc să vadă dacă. Până la împlinirea vârstei de 3 ani, vor rămâne complet roșii. Și dacă vor rămâne complet roșii, atunci au rezolvat problema cenușii vacii roșii. Ei spun, dacă Mesia este aproape să vină, și dacă chivotul trebuie să fie găsit, Dumnezeu ne va oferi și vaca roșie. Sunt aproape. Nu știm exact rezultatele actuale. Pentru că nu au fost publicate, dar suntem foarte, foarte aproape și de cenușa vacii roșii. Așa că mai rămâne doar găsirea chivotului. Element care, cum spuneam, se așteaptă o decizie, o decizie guvernamentală pentru continuarea lucrărilor. Prieten, cel de-al treilea templu, speră să fie construit. Dar mai rămâne o problemă. Ce ne facem cu moschele de pe muntele templului? În locul acela, musulmanii când au venit la anul 640, în jurul anului acestuia, au socotit că locul este foarte important. Nici romanii și nici creștinii nu i-au dat importanță. Mai ales creștinii l-au desconsiderat și au folosit muntele templului ca o rampă pentru aruncarea gunoiului. Însă, musulmanii au în Coranul lor un citat în care spune că Mahomed a venit într-o noapte cu calul său până la Ierusalim și s-a înălțat la cer de pe muntele templului, exact de pe stânca de temelie, locul unde a fost așezat chivotul, din Sfânta Sfintelor. Astfel că stânca aceasta, El Shahra, o numesc ei, cea sfântă, a devenit un loc foarte important. După Meca și după Medina, Ierusalimul a devenit al treilea loc sfânt, pentru că Mahomet s-a înălțat la cer și s-a întors din acest loc. Astfel, au construit aici o moschee numită Al-Aqsa, care înseamnă cea mai îndepărtată, locul sfânt, cel mai îndepărtat al musulmanilor, care este prețuit aproape ca Meca. Pentru evreii din zonă, Palestina și Iordania este locul lor principal de pelerinar. Aici au construit El Axa, care este ceva mai jos și pe care cruciații au a numit moscheia templul, de aceea s-au numit cavalerii templiei care au locuit acolo și exact pe locul pietrei al Sahra a construit monumentul, moscheea monument, moschea lui Omar, primul cuceritor al Ierusalimului, care este una din capodoporele artei uh, musulmane Timpurii. A construi templu ar însemna să dai la o parte aceste lucruri. Ceea ce este imposibil. Al treilea loc sacru musulman, la aproximativ un miliard de închinători, să te atingi de el, este cu adevărat foc. Cu adevărat al treilea război mondial. În ultima variantă, evreii ar accepta să-și construiască templul la 10 metri distanță de moschea de stâncă. Nici acest lucru nu este admisibil. Așa că problema celui de-al treilea templu rămâne încă o problemă. Mesia pe care ei îl așteaptă este o și mai gravă problemă. Celelalte sunt lucruri pe care le vom vedea cum se vor desfășura în cursul istoriei. Oricum, aici este punctul punctul final al istoriei lumii. prieten, rămâneți aproape ca să încheiem această călătorie a drumului chivotului. Până data viitoare, vă doresc numai bine!